Maia Sandu a solicitat liderilor europeni să sprijine Kievul. Victoria Ucrainei este importantă pentru securitatea Europei, a declarat președinta Sandu la summitul Comunității Politice Europene din Spania, unde a vorbit despre amestecul Rusiei în treburile noastre interne. Colegul meu, Dumitru Grișca, care se află la Granada, a urmărit reuniunea și principalele mesaje politice. Influența nocivă a Rusiei, imixtiune în alegeri, dezinformarea, războiul hibrid. Acestea sunt problemele comune pe care le înfruntă guvernele europene. Și președinta Maia Sandu a vorbit aici la Granada despre eforturile comune pe care trebuie să le facă țările de pe continent. Republica Moldova este în prima linie și luptă pentru a apăra democrația. Rusia luptă și trebuie ajutată. Republica Moldova face parte din familia europeană. Acestea au fost mesajele transmise de către președinta Maia Sandu. Rusia în continuare încearcă să atace procesul democratic din Republica Moldova și să împiedice procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Vom adopta toate măsurile necesare pentru a ne proteja. În același timp, noi suntem angajați să construim democrație. Am demonstrat acest lucru de multe ori și vom reuși să construim și democrație, dar și să ne protejăm țara și cetățenii. Intimidările Rusiei la gurile Dunării trebuie oprite. Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat despre faptul că Statele Unite au transmis avioane pentru poliția aeriană. Liderul ucrainean, Volodymyr Zelensky, îmbrăcat în verde militar, a transmis că sprijinul american continuă. El a solicitat un scut de iarnă pentru Ucraina. Acest scut, dacă va fi creat, ne va ajuta și pe noi, pentru că Rusia va repeta la iarnă bombardamentul sistemelor electroenergetice. Anul trecut am avut întreruperi de curent electric, dar ucrainenii au dus-o și mai rău, fără lumină, fără căldură, fără apă. Acesta este modul în care Kremlinul poate să ducă războiul. Războiul este metoda de bază a Rusiei, de a înrobi și manipula pe alții. Rusia încearcă timp de decenii să-și țină sub control popoarele vecine prin faptul că pornește războaie și apoi le îngheață. Rusia chinuie Republica Moldova. Comunitatea politică europeană este o platformă deschisă pentru toate guvernele europene, dar ține de UE în sensul organizării. A fost transmisă această inițiativă a președintelui francez Emmanuel Macron Consiliului European, care se va întruni mâine aici la Granada. Va fi o reuniune informală a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană. Pentru mine personal și pentru noi în România, evident că este foarte important ca Ucraina și Moldova să facă pași rapizi spre integrarea europeană. De aceea am și făcut un lobby foarte puternic pentru aceste două state, în special pentru Moldova. The world is watching. Lumea ne urmărește, continentul nostru european. Unii speră că vom eșua, dar cei mai mulți speră că vom reuși. Cetățenii noștri vor să fim o forță a schimbării, să le transformăm viețile. Este responsabilitatea noastră ca lideri să arătăm că putem lucra împreună, asigura pacea, securitatea și bunăstarea. To support Ukraine, so there's a strong message to Putin. Avem un mesaj puternic pentru Putin, de la Dublin la Chișinău. Nu tolerăm agresiunea împotriva unui stat suveran. Am avut o criză energetică majoră din cauza șantajului Rusiei, dar am învins. Am creat o platformă comună ca să cumpărăm gaze împreună. Și nu doar 27 de state membre s-au alăturat acestei platforme pentru energie. La fel și alți membri ai comunității politice europene, Norvegia, Ucraina, Republica Moldova. Ucraina și Republica Moldova. Trebuie să începem negocierile de aderare cu aceste două țări, imediat ce toate condițiile vor fi îndeplinite. Investim în continentul nostru, în pacea geostrategică, securitate și în stabilitate. Vom fi foarte clari privind extinderea.